Am revenit, suntem cu doamna doctor Daniela Vasiluț, medic primar, îmi cer scuze, medic primar dermatolog. Eu sunt Rodica Boca, medic primar în medicină de laborator și managerul societății Dorna Medical și sunt în la Realitatea Medicală discutând despre specialitatea dumneavoastră și cazurile foarte interesante care îmbină partea clasică cu partea de estetică pe care o faceți atât de frumos la Vatra Dornei. Am discutat legat de estetică, de partea cu botox și acid hialuronic. Ce alte rezultate spectaculoase aveți și ce sfătuiți doamnele și domnii care doresc să arate mai bine? Deci înțeleg că trebuie întotdeauna o consultație inițială pe care trebuie să o facă neapărat un dermatolog sau un chirurg estetician. Da, e foarte importantă aprecierea tipului de ten, recomandărilor. Deci nu și e... să nu ne lăsăm păcăliți de centrele care sunt conduse de cosmeticiene care își depășesc oarecum competențele și merg pe partea comercială. Da, deci există și partea comercială, nu spun că nu, sunt foarte bine venite și centrele de cosmetică, pur cosmetică, dar... Dumneavoastră vă și ajutați. Da, am colaborări și sunt cosmeticiene în Vatra Dornei care știu până unde pot să lucreze ele și unde este momentul să trimită pacientul la mine și să-i recomand un program de îngrijire și ulterior să se poată întoarce pentru un tratament de cosmetică care să nu-i facă mai mult rău. Da. Trebuie să spunem pacienților că la Dana Derm dumneavoastră aveți partea de consultații, de estetică, dar vă ajutați și cu masaj și cu sport, deci ce da, alte compartimente sunt? Din dragostea asta pentru frumos, am văzut pielea așa într-un ansamblu, nu numai la nivelul feței și la nivelul corpului, o piele frumoasă stă pe un corp frumos și un corp frumos necesită, pe lângă sport, necesită nutriție, de aia am adus-o și pe doamna nutriționistă la noi, și programe de remodelare corporală. Fără toate acestea nu reușim să ajungem într-o formă de invidiat, așa cum își dorește toată lumea. Deci nu trebuie să fie ceva de genul fotomodelelor, fiecare are un standard pentru persoana, pentru eul său, dar chiar să te menții la acele standarde pe care ți le dorești, trebuie să faci un mic efort și asta se face la sala de sport. E o sală de aerobic la care recomandăm programe cardio, pe care doamnele le iubesc, programe dansante, programe pe trambuline, programe relaxante. După o zi de muncă, multe doamne care lucrează până după amiază, noi avem programul de sport după ora 17, vin și se deconectează cu o oră de sport la noi și, bineînțeles, partea de remodelare corporală, care, oricum, bine cunoscute, dependențele pe care le dă masajul. Doamna de la masaj de tot timpul supra-solicitată. Dar aici am adus aici o parte de aparatură pentru remodelare corporală, un aparat de biostimulare, o stimulare care e asemănătoare contracției nervoase prin unde bioptice, cu rezultate foarte bune pentru remodelare corporală. Avem saună, facem împachetări corporale. Doamnele de la partea, nu trebuie să vă spun că nu o să mă găsiți pe mine la partea de corporal, dar avem cadre specializate care ajută acum doamnele să intre. E foarte important că dumneavoastră coordonați toată această echipă. Da, bineînțeles, tot timpul fetele când au o problemă, dacă e la împachetări, au o doamnă care prezintă varicozități la nivelul membru inferior, o trimit la o consultație, discutăm, vedem, avem împachetări la rece, nu recomandă sauna la persoanele acestea. Și fetele de la sport, tot așa, dacă au, nu sunt kinetoterapeut, dar dau un sfat doamnelor care acuză dureri sau... Dar spunea și doamna de fetele de la sport, spuneau că sportul nu strică musculatura coloanei, ci o ajută, o fortifică și un sport bine făcut, tot așa de un cadru instruit, te ajută să depășești o problemă incipientă la nivelul coloanei lombare. Deci o musculatură deficitară este primul pas pentru apariția problemelor pe care noi le accentuăm zi de zi cu o statică la birou și cu stilul de viață destul de sedentar actual. Așa încât noi încercăm, ne dorim și oferim dornenilor posibilitatea de a avea un stil de viață sănătos, cu nutriție, sport și
un pic de răsfăț pe partea de remodelare asta corporală. Asta este minunat. Unde ați învățat să le... Este plăcere, am pornit de la plăcerea mea personală și de la modul în care am văd eu lucrurile și modul în care m-am îngrijit eu și m-am desăvârșit ca om. Dar e laudabil efortul dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât îmi închipui că în timpul rezidențiatului totuși nu se învață toate aceste lucruri. Ați făcut eforturi personale. Da, e de la modul meu de a mă menține în formă. Mergeam și eu la o sală acolo aproape și îmi plăcea foarte mult partea asta, mai ales de aerobic dansant, și mă deconecta foarte mult și vedeam că pot să fac sport într-un mod plăcut și fără să fie chinul acela, vai, că să te duci la sală și să tragi de fiare și atunci să te menții sănătos. Trebuie să spunem telespectatorilor că dumneavoastră sunteți mama a doi copii gemeni și am apreciat tot timpul cum v-ați menținut greutatea pe timpul sarcinii și imediat după, că ați dorit neapărat să-i creșteți foarte sănătos, că ați alăptat și că a fost un efort deosebit și legat de momentul nașterii. Mi-aduc aminte că vara s-a întâmplat. De Paște, era perioada Paștelui, imediat după Paști. Da, a fost o sarcină gemelară. Doamne, a vrut să vină un pic mai repede, probabil că fiind doi nici nu și-au mai găsit locul și au cerut să vină un pic mai repede, dar mulțumim lui Dumnezeu că sunt foarte sănătoși și au mers foarte bine. Și asta a fost o ambițioasă, imediat ați revenit la greutatea inițială și v-ați menținut stilul. Dar nu pot să recomand doamnelor să fie la standarde dacă nu ofer și eu un standard. Dar bineînțeles, fiecare trebuie să înțeleagă standardul ăsta, nu este standardul fotomodelelor. Deci fiecare are un target la care trebuie să ajungă. Nu trebuie să-și dorească foarte mult, pentru că trebuie nu o să ajungă. Da, trebuie să ajungă la kilogramele care îi fac să se simtă bine, să arate bine. Deci nu trebuie mers niciodată într-o extremă, pentru că organismul nu poate menține o extremă. Niciodată nu, dacă îți dorești să ajungi la niște kilograme foarte puține, nu ai să poți să le menții decât câteva luni de zile, pentru o perioadă scurtă. Lucrurile trebuie făcute cât mai normal, cât mai natural. Nu trebuie să vină de 7 ore pe săptămână la sport. Nu trebuie să mănânce numai legume sau un regim dintre ăsta foarte disociat. Trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă o alimentație diversificată, să facă și mișcare și sport și să aibă odihna, iarăși foarte importantă. Aduc aminte tot timpul pacienților și pentru estetică, bineînțeles, dar în foarte multe patologii medicale este implicată lipsa somnului, oboseala și de aici intervine stresul, surmenajul și toate astea antrenează breșe în imunitate și de acolo pornesc foarte multe afecțiuni medicale importante. Și dacă nu le oprim la timp și nu tragem un semnal de alarmă, alunecă toate așa pe o pantă și ne trezim că nu mai putem face de multe ori. Vin pacienți disperați și am ajuns în fazele care sper să nu mă întâlnesc foarte des cu ele. De-aia eu invit lumea la sport, la nutriție, la stil de viață sănătos. Care este cea mai frecventă cazuistică pe care o aveți dumneavoastră la cabinetul? Cred că este cazuistica pe care o au toți dermatologii, acneea. Acneea, o patologie care, cum vă spuneam, în momentul de față o putem ține foarte frumos sub control și la care avem rezultate spectaculoase, recurgând atât la terapiile medicale, cât și la programul de îngrijire pe care îl recomandăm acasă și, bineînțeles, nu în ultimul rând, la tratamentele la cabinet. Ce e foarte important să înțeleagă pacienții cu acne, și aici nu discutăm numai, bineînțeles că marea parte a lor sunt adolescenți, dar avem și de-a face și cu acnea adultă, acnea endocrină a doamnelor, care poate și ea să fie ținută sub control. Deci sfătuiesc doamnele și domnișoarele care se confruntă, și bărbații, bineînțeles, adolescenții, care se confruntă cu acne, să se adreseze cu încredere dermatologului, pentru că este importantă o consultație pe care o facem la fete, la adolescențe și la doamne. De multe ori întâlnim modificări hormonale pe care, dacă le depistăm la timp, nu numai că ținem sub control acneea ca boală, dar putem preveni alte afecțiuni importante care pot să apară ulterior. Ovarul polichistic este o boală importantă care ulterior, nediagnosticată la timp, poate pune probleme de infertilitate și atunci e bine să fie... Acneea pentru noi este ca un semnal de alarmă că unele persoane, doamne, au probleme și în sfera endocrină și atunci începem o evaluare. Dacă problemele sunt importante, recomandăm și consultul endocrinologic.
Dar de-aia vreau, încurajez doamnele care au leziuni de acne să nu stea acasă în oglindă să le traumatizeze, pentru că traumatismul leziunilor, cum v-am zis, foarte greu rezolvăm. Cicatricile în acne sunt o problemă în continuare, deși avem unelte și pentru ele, mult mai ușor rezolvăm acneea ca boală. Și aici, pe lângă consultația medicală și recomandarea de analize, dacă este cazul, cel mai important lucru în acne este programul zilnic de îngrijire pe care îl recomand doamnelor pacienților cu acne acasă. Și acest program este destul de simplu, el presupune spălarea feței cu produse dermatocosmetice, deci nu se recomandă săpunul, produsele dermatocosmetice nu conțin săpun ca substanță chimică, au alte principii de curățare mult mai blânde, care să nu mai agreseze glanda sebacee. Deci curățarea, am zis, dimineața și seara. După curățare recomandăm tratamentul medical efectiv, care este un gel, care poate conține retinoizi, antibiotice, peroxid de benzoil, substanțe, medicament, topice, aplicate local la nivelul feței. Și pentru că atât curățarea feței cu produse speciale, cât și gelul medicament, irită ușor fața, asta este targetul nostru, dorim să uscăm, să irităm bubițele, și lucrul ăsta antrenează și o uscăciune a tenului. Pentru a nu face, a nu crea un disconfort pacienților, le recomand și o cremă calmantă, tot dermatocosmetică, specială pentru tenul gras, care să nu-mi crească secreția de sebum, dar să-mi aducă o hidratare și o calmare, în așa fel încât pacienții să nu renunțe la tratamentul antiacneic. Pentru că, așa cum v-am spus, tratamentul antiacneic trebuie să fie ușor iritant. Da? Și atunci, dacă pacienții o să folosească numai produsele iritante, în câteva zile se trezesc cu o față iritată și zic, vai, ce mi-am făcut, sunt distrusă. Nu. Deci este semnul că tratamentul nostru funcționează, atunci intervenim cu produsele calmante și calmăm fața. Asta este tot timpul recomandarea pe care o fac pentru acasă și în funcție de pacient alegem din diferite substanțe medicamentoase mai potente sau mai ușoare, în funcție de gradul acneei. Și am uitat să adaug aici, dacă acnea este severă, se recomandă și tratamentul cu antibiotice și doamnele nu ar trebui să se sperie, pentru că sunt antibiotice speciale pentru acnee, care sunt studiate în utilizarea pe termen lung, pentru că tratamentul cu acnee, pentru acnee nu este un tratament de 7 zile, e un tratament de mai multe zile, să nu spunem așa, să nu descurajăm, în funcție de severitatea acneei, bineînțeles. Și nu în ultimul rând, asta este partea pe care pacientul o face acasă și o asumă, eu explicăm și o face cu rigurozitate în fiecare zi. De aici, după 7-10 zile de inițiere a tratamentului, îl chem la un tratament de curățare medicală, curățare dermatologică a feței. Și e foarte importantă curățarea feței, pentru că asta este acneea. Acneea este o hipersecreție a glandei sebacei, o încărcare cu sebum, o keratinizare, o îngroșare a stratului cornos și atunci exfolierea asta o facem ușor treptat acasă, dar venim mai, ușor mai agresiv la cabinet, prin peeling-uri, prin microdermabraziuni, prin hidradermabraziuni. Atunci e foarte important să fie, să se facă, mai ales la început. Nu spun că pacienții cu acne o să stea toată ziua la ușă la dermatolog și nu mai scapă de tratamente, dar cel puțin o dată pe lună ar trebui în primele luni făcut și tratamentul la cabinet. Bineînțeles, dacă pacientul își dorește un rezultat rapid, și cam toți își doresc de ieri rezultatul, dacă nu de mâine, și atunci îi rog să facă un efort câteodată și financiar, deși avem tratamentele, v-am spus, avem în continuare și tratamentul de curățare clasic cu aburi, care are un preț accesibil, același pe care îl găsesc și în alte părți, dar pentru că am vrut să aducem ceva mai bun, ceva mai puțin agresiv, care să nu lase fața aia foarte iritată, am adus și aparatul acesta de hidradermabraziune, care face o curățare cu soluții de peeling-uri, o curățare și o extracție în același timp, mult mai blândă, mult mai non-agresivă, dar fără de care, deci vă spun că fără partea asta de tratament la cabinet, nu reușim să ajungem repede la rezultatele pe care ne le dorim în acnee. Și așa, să vă spun sincer, am rezultate foarte frumoase, am pacienți la care am așteptat mai greu rezultatele. Medicina, așa cum bine știți, nu e numai cea din cărți. Câteodată am apelat la tratamente puternice și n-am avut rezultatele pe care mi le așteptam, dar niciodată n-am plecat de lângă pacient, am jonglat, am stat acolo, da, exact, da. Și întotdeauna a fost o provocare, da, tratamentul acnei.
care sunt regulile de viață, că probabil da, că este și stilul de viață important și acum aici partea asta generală care e importantă în toate afecțiunile e partea de odihnă, deci de 8 ore de somn, e partea de alimentație echilibrată, documentat științific pe acnee, sunt excitantele alcool, ciocolată, cafea, energizantele, astea sunt documentate ca fiind stimulatoare a glandei sebacee și accentuând acneea, dar nu discutăm de o relație de cauzalitate. Acnea este o afecțiune care pornește la modificările hormonale, care dă secreții de sebum, keratinizare, colonizare cu propionii acnes, nu este generată de alimentația acesta. Nu o să faci acne dacă ai un stil de viață dezechilibrat și nu ai alte modificări, dar accentuează toate dezechilibrile astea de zi cu zi, îmi accentuează leziunile de acne. Și dacă ținem sub control stilul de viață, putem ține sub control și cu tratament acnea, categoric putem ajunge la un pacient care se uită în oglindă și știi, nu zici că are acne. Deși eu le spun tot timpul, aveți grijă, vă uitați în oglindă, nu aveți acne, dar aveți o acne pe care o ținem sub control. Și ei nu trebuie să uite că chiar dacă nu mai vin la cabinet după câteva luni, trebuie să urmeze programul de îngrijire dermatologic. Nu pot să folosească o cremă banală cu galbenele, că asta e la mare căutare, sau uleiul de argan care e dezastruos pe acnee și să arate bine după 2-3 luni. Deci dacă mențin un program de îngrijire dermatologic bine condus sub îndrumarea unui dermatolog, orice pacient cu acnee poate să arate bine. Deci trebuie să spunem tuturor că adolescenții care au probleme, doamnele, da, domnii care trebuie să se prezinte. Da. Noi avem la laborator foarte multe solicitări în care doamnele aud de la prietene, colege, că de e poate cazul să-și facă da, și analize. După o schemă pe care o iau de la vecine. Deci mă confrunt cu aceste probleme, intru în cabinet, nici nu-mi spun, am probleme astea, vă rog să-mi faceți analize. Singura analize importante în acne sunt analizele hormonale și nu le curgem la ele decât când avem în față acne. Dar și acestea se iau pe anumite zile ale ciclului. Deci astfel le recomandăm în anumite intervale și le recomand într-adevăr la pacientele care au nevoie, dar nu întotdeauna acne este legat de o modificare patologică în sfera hormonală. Pur și simplu, la pubertate, fluctuațiile acestea estroprogestative, care sunt specifice vârstei, determină dereglări la nivelul receptorului cutanat, care stimulează exacerbat secreția de sebum. Și atunci nu trebuie neapărat tratamentul hormonal. De-aia, doamnele, mamele să nu se teamă să trimită domnișoarele, că nu o să le punem pe tratament hormonal pe toate. Dacă nu este nicio problemă hormonală, tratamentul antiacneic clasic rezolvă problema. Iar dozările de hormoni se fac în anumite zile ca să vă ajute. Da, deci se pot face toate odată dacă ciclurile sunt neregulate sau dumneavoastră hotărâți care hormoni se fac în care zi de ciclu, dacă ciclurile sunt regulate, dacă sunt scurte, dacă sunt lungi. Deci nu se vine la recoltare de analize pentru determinări de hormoni. Da, astea cel puțin sunt justificate, dar sunt care vin și spun să-mi luați analize de pe față. Ia, aici ar trebui să mai lămurim lucrurile. Se poate să fie o acne suprainfectată stafilococic, dar stafilococul este un microb care după... Există mod normal pe piele. Este, epidermides, da, aureus, da. Deci se întâmplă să fie suprainfecție cu aureus, care este patogen și care se rezolvă cu 7 zile de tratament cu antibiotic conform antibiogramei, dar rezolvăm infecția stafilococică și n-am scăpat de acne, da? Deci când găsesc stafilococul, le spun, facem tratamentul specific antistafilococic și o să vedeți că nu o să scăpați de acne. Nu stafilococul este problema, stafilococul a găsit o breșă cutanată în care s-a localizat și se simte în extaz, dar acnea noastră, pe lângă secreția de sebum, keratinizare, are propionii acnes, o bacterie blândă care, așa cum știți, nici nu crește în cultură, deci nu recomandăm la acnea clasică recoltare din secreții, pentru că propionii acnes nu o să ne crească niciodată de acolo, dar îl știm că el există, știm că ne accentuează leziunile și de aia și răspunsul la tratamentul cu antibiotic. Da, deci am lămurit situația în care sunt adolescenți care vin și spun luați-mi din leziune o cultură, o secreție și nu o să găsim, noi scriem, nu am găsit stafilococ auriu, patogenii clasici, care nu sunt acolo. Și de multe ori vin cu părinții și zic, cum să nu găsiți nimic, nu vedeți că... Deci, acolo este glanda sebacei hipertrofiată cu sebum în exces, blocată de la suprafață de keratinizarea
celulelor din stratul cornos superficial și peste care se așează propioniacne și determină inflamația. Și atunci este o leziune clasică inflamatorie cu microb, dar un microb blând, care v-am spus se găsește în mod normal pe piele, dar la persoanele cu o secreție de sebum ținută sub control, propioniacne nu poate să facă nimic. Spuneți-mi, mai sunt moderne autovaccinurile, vaccinul antistafilococic, pe când eram eu student, da, era o tehnică poate că și din care... cauza că în toate problemele care sunt la Institutul Cantacuzic, nu, partea asta de vaccinuri nu este de actualitate în momentul de față, dar recunosc că nici în momentul când am făcut specialitatea și am 5 ani am lucrat în spital universitar, nu se practica un spital universitar autovaccinurile. Poate pentru stimularea imunității, polidinul care era atunci pentru, pe partea asta de infecții, de furuncule, da, de furunculoze, furuncule recurente, aici mai degrabă, dar în acne, deci în acne rămâne totuși partea asta hormonală foarte importantă, rămâne programul de îngrijire foarte important. Știți de ce vă spun? Vă spun pentru că am avut solicitări aberante. Da, deci vin mame care au avut și ele acne pe vremuri și care solicită o cultură din secret, care de multe ori este și cu stafilococ auriu și ne cer plăcile care înseamnă cultură vie, deci nu poți să dai în poșeta unei doamne o placă cu stafilococ auriu, să o ducă nu știu unde pentru a face autovaccin pentru copii. Eu personal nu recomand lucrurile astea, mai ales acum în epoca asta în care vaccinurile au atâtea alte... Foarte important e să facem vaccinurile și să dăm posibilitatea copiilor să facă vaccinurile obligatorii, acum să nu exagerăm cu lucruri care ne dau imunitatea peste cap, nu știm încă foarte multe lucruri din imunitate, nu știm despre autism, nu știm și atunci de ce când avem alte planuri terapeutice și putem rezolva acneea mult mai frumos, de ce să zgândărim acolo unde nu știm exact pe ce teren călcăm. Deci nu recomand autovaccinarea. Da. Rezultatele sunt foarte frumoase, copiii sunt foarte mulțumiți și da, am pacienți, cred că aveți satisfacții deosebite. Da, și din zonă, dar nu numai de la noi, din oraș și din zonă. Mulțumit și aici e într-adevăr o satisfacție foarte mare. Copiii sunt bine necăjiți, frustrați, depresivi. Vai, am să fiu, nu se poate, știu că am, de nu știu când, nu o să mai am. Și când văd rezultate, sunt foarte simpatici când zic, vai, chiar am rezultate. Ei, da, chiar am rezultate. Dar nu te așteptai. Da, e foarte frumoasă munca dumneavoastră. Luăm o pauză și apoi revenim cu alte subiecte.